Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a primit aviz favorabil în Parlament pentru a prelua funcția de Ministru al Culturii. Parlamentarul a fost audiat marți la amiază în Comisiile pentru Cultură reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. În urma audierilor, deputatul Sucevean a obținut 14 voturi pentru, 5 împotrivă și 6 abțineri. Lui Bogdan Gheorghiu i s-au pus întrebări despre Institutul Cultural Român Roșia Montană sau despre modul în care vede creșterea consumului de cultură în localitățile din mediul rural. Jurnalist și actor, Bogdan Gheorghiu este la primul mandat de deputat, fiind membru al Comisiei de Cultură din Camera Deputaților. Deputatul Sucevean are 44 de de ani, a urmat cursurile Universității Ecologice București, Facultatea de Arte Actorie. Gheorghiu a fost realizator de emisiuni de televiziune și radio, managerul unui radio din Rădăuți și din 2007 a devenit unul dintre proprietarii unui post local de televiziune. În anul 2016 a fost ales în Camera Deputaților pe listele PNL Suceava.